Bine v-am găsit la o nouă ediție a Știrilor de Sabat. Sunt Noemi Pisău și vă invit să le descoperim împreună. Comitetul Executiv al Bisericii Adventiste din România a făcut precizări cu privire la activitatea și inițiativele unor persoane și grupări dizidente. Respectăm dreptul oricărei persoane de a se informa din orice fel de surse cu privire la chestiunile spirituale, precum și dreptul de a-și alege sau schimba în mod liber opțiunea religioasă, potrivit cu propria înțelegere și dorință, se precizează în document. În același timp, Biserica nu recunoaște actele liturgice îndeplinite de personal neacreditat și nici serviciile speciale, cum ar fi oficierea cinei Domnului, cununiile sau botezurile organizate în afara cadrului precizat de regulamentele de funcționare. Reprezentanții cultelor s-au întâlnit joi, 2 decembrie, cu premierul României, Nicolae Ciucă, cu ministrul sănătății, Alexandru Rafila, cu coordonatorul campaniei de vaccinare, Valeriu Gheorghiță, și cu șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat. Suntem aici pentru că ne iubim țara și ne iubim comunitățile, a fost mesajul cultelor la întâlnirea în cadrul căreia reprezentanții cultelor le-au solicitat reprezentanților statului ca cetățenii să aibă libertatea de a participa la slujbe fără a se impune obligativitatea deținerii certificatului verde. Dacă a existat vreodată un timp în care credincioșii adventiști să predice cu îndrăzneală soliile celor trei îngeri din Apocalipsa 14, atunci acel timp a sosit. În cursul săptămânii de rugăciune care începe astăzi, vom aprofunda aceste mesaje importante care îl au în centru pe Iisus Hristos, cel care caută să ne conștientizeze de nevoia de a ne uni viețile cu El. Acum este timpul să studiem aceste solii, să ne rugăm pentru călăuzirea lui Dumnezeu și să ne predăm în mâinile sale. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvinteze într-un mod special acum, când veți petrece timp împreună cu El în cursul acestei săptămâni, l-a transmis pastorul Ted Wilson, președintele Bisericii Adventiste Mondiale, credincioșilor adventiști. Toponimia florentină se va îmbogăți cu un nou nume. Vineri, 10 decembrie, va fi inaugurată Via Ellen Gold White, denumită astfel după scriitoarea și pioniera Bisericii Adventiste de ziua a șaptea. Totul a început când Institutul Adventist Villa Aurora din Florența le-a înaintat autorităților locale cererea de a redenumi Viale del Pergolino, pe care sunt amplasate noile clădiri ale campusului. Cererea a fost acceptată, iar Institutul le-a mulțumit autorităților din Florența pentru receptivitatea arătată în recunoașterea motivației și a oportunității propunerii. Comisia Europeană a retras marți proiectul de document Uniunea Egalității referitor la comunicarea corectă. Scopul, se preciza în document, era de a limita referirile la sex, etnie, rasă, religie, dizabilități și orientare sexuală, iar printre sugestii se numărau evitarea referirii la Crăciun în comunicări interne, evitarea folosirii numelor creștine sau tipice unei religii, precum Maria și Ioan, și înlocuirea formulei de adresare doamnelor și domnilor cu stimați colegi. Documentul a fost retras după ce unii politicieni au acuzat executivul de la Bruxelles că vrea să anuleze creștinismul. Punem punct aici aceste ediții. Până data viitoare, vă doresc numai bine!